Zeci de familii din Ucraina au înnoptat în orașul Jedinets. În locurile de cazare, oamenii au putut beneficia de hrană, apă caldă și paturi. Refugiații continuă să vină, însă nu se rețin pentru mult timp. Lica Curinaia este din Kiev și spune că împreună cu soțul, fiica și sora sa au luat-o cât mai departe de oraș, după ce au fost treziți de o bubuitură puternică. Nu, oamenii, наоборот, сплочились, стараются не поддаваться панике. В укрытиях сидят в подвалах всю ночь все друзья, все наши знакомые, все пишут в подвалах, в паркингах, в метро, все просидели, бомбят уже, попадают уже и в жилые дома, уже два жилых дома сгорело, танки вот утром прислали в Киеве на Оболонь, уже танки в жилом районе ездят, уже вообще беспредел там. Femeia spune că războiul i-a făcut uniți pe ucraineni. Не, мы вчера утром проснулись, а у нас под домом падают ракеты. Мы просто прыгнули в машину и поехали. У нас ни вещей с собой нету, ничего. Мы просто схватили паспорта и все, и ребенка схватили и поехали. И просто ехали до границы. И вот вчера вечером ее пересекли, и потому что понимали, ну поняли уже, что все. И читали новости, пока ехали, и поняли, что это по всей Украине, это не только Киев. И поняли, что бежать некуда. Мы сначала думали из Киева уехать, а потом куда ни поедь, везде бомбят, везде, ну, везде небезопасно. Поэтому мы приняли решение пока что уехать за границу в безопасность. Что делать дальше, не знаю. Au ajuns ieri în Republica Moldova, așa că soțul Licăi a fost lăsat să treacă hotarele țării, lucru care nu le-a reușit celor care au ajuns astăzi la punctele de trecere ale frontierei. Chiar și așa, bărbatul spune că va reveni în Ucraina să-și apere patria. Я рад тому, что я вывез свою семью, а дальше по возможности я буду возвращаться в Украину. Мы не рассматриваем варианта убежать и не возвращаться. Страну нужно защищать, мы выгоним Россию однозначно. Администраторя unui hotel din Jedinets spune că a pus la dispoziție toate locurile disponibile, așa că noaptea trecută au reușit să adăpostească peste 30 de oameni veniți din Ucraina. Ieri erau mai mulți oameni, adică familie, erau și bărbați, acum bărbații nu le dau voie să treacă, trec doar femeile, copii, și adică îi cazăm. Peste 30 de oameni am cazat la noi în hotel, cam vreo 14 familii am cazat așa la oameni acasă. Potrivit primarului municipiului Jedinets, refugiații pot fi cazați nu doar în oraș, dar și în satele din preajmă, unde oamenii vor putea să le ofere și hrană. Sunt oameni din diferite regiuni ale Ucrainei, în special Ivano-Frankovsk, Kiev, Vinița, Nicolaev, iată zona respectivă. Majoritatea dintre ei spun că o zi, două și pleacă mai departe înspre Europa. Încercăm atât cât este posibil să-i ajutăm pe oamenii respectivi, să-i cazăm unde este posibil, spunem în funcțiunii serviciile de catering care noi le facem la Jedinets, până când nu este nevoie. Majoritatea conștientizează că și Moldova poate fi un eventual pericol, de aceea pleacă mai departe spre Europa. Într-un hotel sunt luate la gază 30 de persoane, într-un alt hotel sunt luate la gază 20 de persoane. De asemenea, în căminul care face parte din liceul teoretic Panhalipa din municipiul Jedinets sunt la gază 3 familii, adică 11 persoane. De asemenea, la Asociația Obștească Demos sunt prezente 11 persoane care au fost refugiate din Republica Ucraina. În Jedinets mai sunt locuri de cazare disponibile, așa că autoritățile îndeamnă oamenii care au nevoie să se adreseze.